Având în vedere cele promovate în presa online legat de secția de obstetrică ginecologie a Spitalului Județean Argeș, al cărui șef de secție sunt, mă simt dator față de pacientele județului Argeș să le dau o explicație. Tot ce s-a promovat în presă, că plafoane căzute în secția de leuzie, nu este absolut nimic adevărat. Deci nimic adevărat. Toate saloanele de leuzie sunt în perfectă stare, curate. Plafoanele, nu există absolut nimic așa ceva. Singurul lucru unde într-adevăr există o problemă, dar nu atât de mare pe cât a fost promovată în presa online, este la intrarea în secția de ginecologie, unde există o confluență de ape pluviale. În condițiile în care căderile de ploaie sunt abundente, pluvialele nu mai fac față și apar infiltrații din când în când. Lucru care l-am constatat, l-am remediat și cam atât. În rest, repet, față de pacientele din județul Argeș, mă simt dator să le dau o explicație. Nu există niciun impediment, niciun plafon căzut, nu a căzut secția pe noi. Totul este în regulă. Bine?